Bună, dragii mei lei! Bine ați venit pe canalul meu pentru cei care sunteți noi. Bine ați venit, dragii mei abonați sau și cei care urmăriți etalele mele, chiar dacă încă nu v-ați făcut un cont de YouTube sau nu v-ați abonat direct la canalul meu. Este citirea pe care o fac pentru februarie 2023, citirea pe care eu o fac pe cele patru domenii principale ale vieții, carieră, bani, dragoste, stare de spirit sau sănătate și, bineînțeles, o energie generală care influențează oarecum cele patru domenii. Da? Această citire se potrivește pentru cei care sunteți în zodia leu, dar și cei care aveți ascendentul în leu. Dacă aveți persoana dragi vouă sau dușman de în această zodie intrați să vedeți cum să le relaționați cu ei în luna februarie dar să trecem la treabă că sunt convinsă că mulți dintre voi așteptați citirea mea uh, nu uitați totuși că am deja și pentru voi publicată citirea pentru 2023 leu așa că intrați să vedeți dacă uh, cum va fi anul continuare pentru voi dacă sunteți curioși bineînțeles Prenem pentru leu sau cei care au aședentul în leu cum va fi anul 2023 Energia generală pentru voi, dragii mei, lei, este valetul de monede. Dragii mei, voi vi se fac niște propuneri sau primiți niște vești, mai bine zis, în această lună uh, februarie, mai ales din punct de vedere financiar. Vin către voi tot felul de propuneri. Um, când apar valetii, valetii de obicei aduc vești, fiind valetul de monede uh, uh, vești din punct de vedere financiar. Pentru mulți dintre voi poate să vă bucurească copiii dumneavoastră, că este și cartea copiilor, um, au reușit de financiar, ceea ce vă aduce și vouă bucurie sufletească. Primiți, fapt, poate că s-au angajat, în această, sau se angajează, poate depășesc anumite examene care aduc niște venituri, oricum ceva ce vă aduce bucurie sufletească dragii mei pentru voi. Uh, ca și prim uh, um, ca și prim mesaj pe care îl văd de la valetul de monede. Din punct de vedere profesional, mulți dintre voi o să primiți o propunere, o propunere care o să vă, să vă schimbați locul de muncă și să vă duceți către un loc de muncă mai bine plătit sau o propunere de investiții, dacă veți accepta. Este o propunere destul de serioasă. Voi știți, dragii mei, vă va aduce venituri în plus dacă vreți să mergeți pe această propunere. Da? Vine de la o persoană mai tânără. Da, vine de la sau chiar o instituție nou formată sau o firmă nou formată, de deci ce nu ține ceva de nou. Iar dacă aveți curaj să mergeți peste, peste, pe, 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 acest drum, mă scuzați, veți obține și veți cura roade, roade financiare în viitor. Dacă vorbim de viața sentimentală, cred că februarie pentru voi nu va fi neapărat uh, legat de viața sentimentală mult decât cea profesională pentru mulți dintre voi, dar mulți dintre voi puteți să începeți o relație mai ales femeie din zodia leu, cu o persoană mai tânără, o persoană mai tânără din zodia de pământ, taur, capricorn și fecioară, care are și ceva situație financiară sau o stabilitate financiară mai bună. Dragile mele, femei în zodia leu, mare, mare grijă, dar mai că vă vă place stabilitatea. Pentru ceilalți, puteți să faceți ceva împreună cu partenerul sau cu copiii, de ce nu, să investiți în ceva sau pur și simplu să vă bucurați de o viață de familie mai armonioasă, Poate, poate vă gândi să faceți un copil, de ce nu, um, pentru că situația voastră financiară este bună și negociați sau să vorbiți cu partenerul că este timpul să puneți bazele sau aflați că sunteți însărcinate mulți dintre voi, dragele mele femei din Zodia uh, Leu. Dar să vedem uh, valetul de monede ce, uh, cum influențează celelalte domenii, dacă este arcana principală. Pardon, energia generală m-am vorbit un pic, mă scuzați. Profesional, cum stați în februarie, aveți doi debute, deci aveți două oferte, două. A negociat între două posibilități de a face bani, cea stabilă și cea care vine. Foarte interesant. Și vă gândiți pe care să o acceptați. Banii, 8 de băte. Mâna destinului din punct de vedere financiar pentru voi, dragii mei lei. Deci ceea ce vine pentru voi în această lună, Februarie, deschideți ochii bine, acceptați, pentru că este chiar dacă aparent credeți că nu se întâmplă nimic bun în viața voastră din punct de vedere financiar, și dacă acceptați nu o să atingeți nicăieri sau sunteți în dubii, o să vedeți că rezultatele apar. Dar detaliem imediat. Da? Uh, dragoste! Wow, asul de cupă, miraculos, o carte foarte, foarte frumoasă, dragii mei, din punct de vedere sentimental. Toate dorințele inimii dumneavoastră, din punctul sa de vedere, vi se îndeplinesc, este mâna destinului, așa a fost să fie și o să vă bucurați de o experiență sau vă renoiți relația de cuplu sau vă împăcați cu cineva dacă asta vă doriți din punct de vedere sentimental. Dar detaliem imediat și stați noastră de spirit, să zic așa, opt de cupe, wow! renunțați la ceva, ceva ce era stabil, dacă că ține mai mult de, de partea asta de mm, profesional, dar voi extrage cu o carte să vă la ce renunțați voi spre a merge către ceva mai bun. Eremitul vă dă de gândit, trebuie să vă gândiți la ce renunțați pentru a evolua, dragii mei, foarte interesant și voi mai extrage o carte aici, că vreau să clarific spânzuratul. Este o decizie grea pe care voi o veți lua în viața dumneavoastră, ține de interiorul vostru, încep cu această etalare cu partea voastră interioară, vin niște oferte pentru voi, o să vedeți când detaliez, oferte care vă ocupe gândul, oferte care vă neliniștesc în același timp și nu știți ce să decideți. Vă veți retrage în luna această februarie, indiferent că este din punct de vedere sentimental sau profesional, de ce nu, să cântăriți bine ceea ce aveți de făcut, să vedeți la ce renunțați, pentru că voi în luna aceasta renunțați la ceva, deși ecupele erau pline, renunțați la ceva ce aparent sau cel puțin în ochii nu îi părea că vă face împlinit sau chiar pe voi, ceva ce vă oferea un confort, ca să zic așa, dar nu vă făcea fericit. Deci e clar că vă gândiți la o despărțire, la o ruptură, la a părăsi pe cineva sau să renunțați la un anumit anturan, să zic de ce nu, pentru că în această situație în care sunteți voi, fie că este profesional sau financiar, voi sunteți considerați sapoli, să poli pășitor. Indiferent de câte ori ați încercat să menajați lucrurile, să schimbați ceva în cursul vieții voastre, să tot timpul voi sunteți de devină pe voi ca de vină și să scam toți de aceea, cred că vă veți gândi dacă să plecați sau nu către o altă oportunitate care urmează în viața voastră în februarie, fie că este din punct de vedere sentimental sau profesional, aveți de cântărit bine această decizie, dar cred că veți pleca. Deci dacă o, o, o cântăriți bine, voi decideți gândul ăsta de plecare este în capul vostru de a merge, pentru că v-ați cam săturat să tot încercați, să tot să fiți folosiți, să fiți mințiți, să fiți înțelegi să fiți tot timpul acuzați că indiferent ce se întâmplă, voi sunteți de vină și vă gândiți serios la a pleca. Ori de un loc de muncă, că aveți încă o posibilitate aici și cred că mulți dintre voi asta veți face, ori pur și simplu renunțați la cineva pentru a fi cu altcineva, prin asul de cupe, ori vă știți, dragii mei, la ce vreți să renunțați pentru a vă fi vouă mai bine. Da? Am, am început cu aceste cărți pentru că asta este starea voastră interioară, la asta vă gândiți, asta vă macină pentru că vine ceva nou și cred că noutatea, oferta care vine în luna februarie vă pune pe gânduri și atunci trebuie să știți ce decizie luați. Fie că este vorba de o nouă relație, fie că este noua de un, vorba de un nou job sau un nou proiect, fie că este vorba de a renunța să plecați din casa părintească de cei nu mulți dintre voi, de voi ține, dragii mei, ce decizie luați. Trebuie să luați, să vă pune pe gândul această nouă oportunitate care apare și vă gândiți serios la ce aveți de făcut în luna februarie. Cel puțin vă veți gândi, nu știu dacă o să și acționați neapărat, dar sigur vă veți gândi. Să începe cu partea profesională pentru voi am doi de bute, Vedeți, omul acesta are două bute, bătele îndeamnă la acțiune, că și pe partea financiară au ieșit bătele, da? Deci vine o ofertă de un nou job, de un nou proiect, poate de o plecare în de ce nu? și trebuie să știți dacă acceptați sau găsiți să faceți altceva pe lângă ceea ce faceți voi și trebuie să știți dacă acceptați sau nu. Dacă ceea ce urmează să primiți va aduce mai mulți bani sau stabilitate financiară decât aveți acum. Tocmai de aceea cred că veți retrage prin eremitul să meditați ce să hotărâți. Ceea ce se întâmplă este mâna destinului prin 8 de bâte, după când vedeți, chiar dacă apare lucruri, nu, așa par. Nu nu credeți nici voi în ceea ce vi se oferă. Vi se pare o propunere prea uh, care vă ia prin nepregătite sau prin nepregătite, ca să zic așa. Chiar dacă nici voi nu credeți ceea ce se întâmplă, uh, lucrurile se mișcă în favoarea voastră. Pentru că, în aparatul de bâte este o carte foarte, foarte pozitivă. Uh, lucrurile se mișcă fie ca voi să știți, fie ca voi să conștientizați, așa a fost să fie. Dacă acceptați această nouă propunere, vă aduce mai multă împlinire decât aveți acum. Tocmai de aceea tarotul aduce sfatul și voi, dacă sunteți oameni ministeți, folosiți ceea ce vi se oferă. Da? Eu aș merge pe noua propunere în locul dumneavoastră pentru că este mult mai bine din ceea ce aveți voi de ales. Da? Um, sunteți un pic nesiguri? Um, nu știți dacă să mergeți către acest, această, această noutate, nu știți dacă să investiți în ceva, că poate vi se propune să investiți, nu știu, să cumpărați niște acțiuni sau să investiți într-o nouă afacere sau să deveniți parteneri cu cineva și nu știți dacă să vă investiți resurse sau în această oportunitate, că vă e un pic, ați muncit cam mult pentru banii dumneavoastră și atunci vă gândiți. Vă gândiți, dar eu cred că veți alege să, să investiți sau cel puțin puneți bază în luna februarie și vedeți ce se întâmplă mai departe în celelalte luni. Uh, vin niște bani uh, neașteptați pentru voi sau bătăle îndeamnă că banii aceștia vor veni dacă voi acționați. Dacă aveți curajul, dragii mei, voi să aveți niște surprize financiare plăcute. Ce să vă zic, la locul de muncă lucrurile sunt la fel, uh, totuși această oportunitate poate vi se propune acolo ceva, nu știu, să plecați în alt departament sau să începeți o nouă funcție de conducere sau să pur și simplu să mergeți către un alt loc de muncă dacă nu erați mulțumiți și atunci voi nu știți ce să faceți. Sunteți în dubiu pe ce parte profesională să ales sau unde să vă investiți resurse financiare dacă este cazul. Voi alege și voi știți, dragii mei, în care din situații vă aflați. No, ce vine nou către voi este cu siguranță bine, mult mai bine decât ceea ce aveți acum. Și dacă aveți curaj, veți culege roatele mai departe, da? Da, să trecem la viața asta sentimentală. Avem asul de cupe când apare astfel de cupe, a, și de obicei aduc îndeplinirea dorințelor. Ceva în viața voastră sentimentală se schimbă definitiv. De obicei este cartea care anunță, este mâna cerească și vine Sfântul Gral, că urmează să vă întâlniți sau cunoașteți în această lume sufletul pereche. Cred că pentru mulți va apărea o persoană, o să clarific o carte mai devreme, la care nici nu vă așteptați, sau o persoană care vă pune în dificultate de a alege între actual partener și ea, da? Într-o relație care nu merge o relație toxică pentru mulți dintre voi și noua persoană din viața voastră. Ceea este că această persoană v-a fost menită, nu o să puteți să fugiți de ea, nu o să puteți să vă ascundeți de ea. Este persoana care va a fost karmic dată vouă, da? Um, veți începe sau o veți cunoaște în această relație frumoasă dacă dați curs, mai ales femeile, ca să se singure pentru că această persoană este mai mică decât voi. Mare grijă dacă este din zona de pământ, taur, Um, fecioară și um, capricorn, Voi e teamă un pic, cu, dragile mele, să dați curs pentru că este mai mic, dar, dar nu, nu, dragostea nu ține de vârstă, așa că urmați-vă sufletul și flow -ul. riscați că vedeți că se întâmplă lucruri frumoase în asta februarie și pentru voi. Um, pentru cei care sunt într-o într căsătorie, într-un cuplu stabil, Um, lucrurile intră pe un făgaș mult mai bun pentru voi, partenerul nu să schimbă față de voi uh, voi nu mai credează lucrurile acestea și începe să uh, vă, vă reconectați, să vă regăsiți unul pe altul, face gesturi de iubire neașteptate și vă pune în dificultate mai ales că erați convins sau vreți să renunțați la o căsnicie care nu mai funcționa și toată atitudinea partenerului de ultim moment vă pune în, cum să zic eu, în nesiguranță. Nu știi ce să faceți cu viața dumneavoastră sentimentală în luna această februarie. Dar trebuie să mergeți către ceea ce vă, vă, vă dictează sufletul Ceea ce oricum veți putea controla pentru că persoana care, cu care trebuie să fiți, dacă e să fie, e sufletul noastră pereche și vă va atrage ca un magnet. Așa că mare, mare grijă în această lună februarie cu încredințați inima, da? Nu renunțați, dacă nu aveți curaj, dacă bineînțeles că tot se întâmplă și ca noi să acționăm degeaba acea persoană apare dacă noi nu facem nimic. Dacă nu veți avea curaj să mergeți către această nouă iubire sau această iubire care pare în februarie ca suflet pereche, veți, veți pierde ocazia... Și vor mai trece ceva timp până veți găsi încă o dată o persoană potrivită vouă. Pentru cei care vă căutați iubirea și nu mai credeați în ea, cei singuri și mai ales cei tineri, de ce nu? Dar și cei trecuți pe 30 de ani, apare miraculos în luna februarie, este luna întregostiții, luna iubirii, o lună plină de miracol, ca zic așa, din punct de vedere sentimental și o să aveți și voi parte de ea. Voi mai trage o carte să clarific aici partea asta de azi de cupe, pentru că vreau să vă detaliez un pic mai mult viața sentimentală. Profesional, cred că ați înțeles mai așa din voi cum stă cazul, da? Bineînțeles, valetul de cupe, deci către voi, dragii mei, se face o nouă propunere de la o persoană mai tânără, da? Fie că este vorba, fie că se bărbați sau femeie, Iubirea aceasta este o iubire nouă, un nou început, dacă este cazul pentru o... Poate vă împăcați miraculos cu cineva cu care v-ați certat, de ce nu? Persoana care voi ați iubit-o și va iubit și acum vine cu o propunere către voi. Neașteptată, dar așa a fost să fie. Mergeți către flow, acceptați propunerea de iubire care vi se face, Uh, văd parteneri mai tineri, poți să fie din zodia de apă, am apărut acum cavalul de cupe primiți vești neașteptate, rac uh, pești sau scorpion, de ce nu uh, mergeți către flow, tot ce este nou, nouă propunere, poate primiți o propunere în căsătorie neașteptată, uh, o împăcare neașteptată, o mutare sau chiar vestea că veți fi părinți, tot ceea ce ține de sufletul nostru interior este magnific în luna aceasta, februarie. Luați de că mesajul care vi se corespunde este un mesaj general, dragii mei, și atunci trebuie să vedeți în ce situație vă aflați, ca să culegeți fix ce vă trebuie vouă. Uh, mai extrag o carte pe partea sentimentală. Șapte de spade. Uh. Da, Mare, mare grijă că această propunere care vine către voi are și ceva... Nu este persoana aceea, nu este foarte, foarte sinceră pentru către voi, da, mai ales pe cei care vă reîmpăcați cu cineva din trecut, ceva care s-a terminat și decide să mai dați o șansă, mai are grijă că această persoană încă vă minte, încă nu este sinceră, încă face lucruri pe la spatele vostru, încă se joacă cu sentimentele voastre și nu este complet sinceră, da? Are sentimente pentru voi, dar are și ceva, lucruri de ascuns. Are și anumite interese sau poate mai este cu cineva, de ce nu. Voi știți în ce situație vă aflați, poate voi știți că această persoană pendulează între voi și altcineva. O acceptați în viața voastră și cu toate că o -acceptați, o să vă dați seama că ea nu este sinceră complet, că îngăna finalizat, care două spade încă fipte voi și încă altcineva și atunci o să intrați din nou în această relație de triun care sunteți de ceva timp mulți dintre voi. Este mesaj pentru cei care vă știți în această situație, da? Mare, mare grijă, nu zic că nu sunt sentimente acolo, dar persoana aceea nu se poate hotărâi, este o persoană nesinceră, poate și aici ar vedeți de ce a apărut 8 de cupe, cât că mulți dintre voi veți pleca sau veți în toate spatele acestei oferte de a vă împăca, cu toate că știți că vine neașteptat numai mai credeți nea, pentru că nu aveți încredere în această persoană, da? cred că veți avea curajul sau cel puțin vă gândiți să renunțați la această relație toxică de trio. Văd aici pentru cei care vă știți cu persoane căsătorite, da? Deci este un extra mesaj pentru, pentru cel, celălalt Pentru ceilalți lucrurile mele minunat, este o lună magică, este o lună plină de iubire, este o lună cu suflete pereche, cu împăcări neașteptate și multă pasiune, dar voi, dragii mei, mulți dintre voi, nu cred că veți, veți mai accepta această persoană în viața voastră, pentru că v-ați cam săturat de aceleași jucuri pe care le face, în care voi sunteți mereu vinovați, ei sunt mereu victimele. Nu este așa, dragii mei, mergeți înainte pe drumul vostru și o să aveți tot felul de noi propuneri dacă renunțați la ceea ce vă blochează, da? Posibilități de noi relații, posibilități de neașteptate de a fi cu altcineva. Dacă renunțați și vă veți curaj să acceptați noua propunere, bine faceți că este suflet pereche. Dacă vă întoarceți la acea persoană toxică din viața voastră, dragii mei, Rămâneți în acea toxicitate mult timp de voi, depinde, alegeți bineînțeles cu astfel de cupe, este alegerea cu sufletul, da? Este ceea ce voi vă doriți, fie că vreți să fiți în acea relație, fie că nu, fie că vreți să fiți cu altcineva, fie că nu, la ce v-ați renunța pentru a vă împlini sufletul. Foarte frumoasă citirea pentru voi, dragii mei lei, luna este bună, este o lună deciziilor pe care voi trebuie să o luați, dacă luați deciziile de care trebuie și mergeți către noutate, că este semnul noutății al uh, vibrațiilor noi, al noilor oportunități care apar în calea voastră, viața voastră se va schimba în uh, mult mai bine decât era până acum. Voi extrage acum cărți din cărțile normale de citit, să vedem sau oracolul țigănesc, să vedem ce extra mesaje avem pentru lei pentru luna asta februarie lei februarie 2023 sau cei care au ascendentul în leu ia să vedem, surpriză, surpriză avem o bucurie pe partea asta sentimentală mai ales în familie, să văd această bucurie, vă bucurați în familie de copii, de niște vești bune, că partea profesională este bine aspectat pentru mulți dintre voi, ceea ce aduce bucurie în familie. Vorbesc la un tânăr cu ochii deschiși la culoare. Ați văzut cum a acest tânăr care vă face tot fel de oferte. Acest tânăr vă aduce bucurie, dar să vedem ce bucurie. Surprize neplăcute, tot datorită acestei persoane. Dragii mei sau dragile mei din zodia leu, Mulți dintre voi care aveți de-a face cu această tipologie de bărbat, cu toate că aparent bucuria vă aduce bucurie în suflet în păcarea, dacă este cazul, știți și voi că lucrurile nu vor funcționa așa cum trebuie și voi avea parte și de anumite neplăceri odată cu această împăcare, dacă este cazul. Da? Este extra mesajul pe care eu l-am văzut. Pentru cei care vă știți în situația de trio conjugal, cu toate că acest tânăr sau această persoană merge către voi, este încă legată și de cea de-a doua persoană deci n-a renunțat dacă vă minte în continuare și de voi depinde dacă mergeți mai departe sau nu vă bucură că vă caută, vă bucură că vă propune împăcarea vă bucură că aveți șansa să discutați dacă nu discutați de ceva timp, credeți că nu o să se mai întoarcă dar vă aduce după el și acea de-a doua relație pe care voi o știți deja mulți dintre voi, dragii mei Ia să vedem, a fost extra mesaje. Ce la uh, mesaje am din la oracol pentru, pe care eu le-am cumpărat pentru voi. Deja a căzut pentru voi, nici n-am apucat să le bat și spune așa. Deschide-te fulgerător față de binecuvântări, căci în felul acesta vei fi mulțumiți și împăcat. Fără cuvinte ce v-am zis, voi singur trageți concluziile dacă uh, ceea ce a spus este relevant sau nu fă timp să te bucuri de fiecare gest de bucurie, bunătate, de fiecare acțiune justă, de fiecare moment de liniște. Bine, cuvintele există pentru tine în jurul tău. Deschide-te să le apreciezi și vei trăi în pace. Exact cum am zis, faceți ce vă, doar vă ditează sufletul. Aveți opțiuni, multe opțiuni. Aveți opțiunea de a renunța la ceea ce vă blochează sau de a vă întoarce. Este o lună exact pe sufletul vostru o lună bună pentru voi, pentru a vă clarifica viața, pentru a merge pe un drum pe care voi îl decideți. Dacă alegeți ceea ce trebuie, că de voi depinde, veți fi fericiți. Dacă nu veți rămâne în această situație, blocați încă ceva timp până veți avea curajul să evoluați către o, o viață mai bună sau către o, o, un eu al dumneavoastră mai bun. Da? De voi depinde. Lucrurile să merg în favoarea voastră, mai ales din punct de vedere financiar, dacă mergeți către acea propunere care vine deși pare că nu o să vă aducă nimic din ceea ce promite, vă va aduce mai multe cât vă așteptați. Voi extrage acum o lamelă din oracolul uh, iubirii, energiei, iubire subtile dumnezeiești, da, cu inimială să vedem așa pe partea asta în ce mesaje sau ce sfaturi vă aduce în luna februarie pentru voi. Ia să vedem sfaturi pentru lei sau cei care au și dentul în leu în februarie de la oracolul puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești. Ai bine, bineînțeles. Armonie dumnezeiască. Ai capacitatea de a trăi un sentiment de conexiune iubitoare și echilibrată cu totul. Sfatul la mele, sau ce vine ca și energie de la Dumnezeu, că eu cred în Dumnezeu și puneți că și în voi, este, dragii mei, să vă bucurați de ceea ce trăiți, să vă bucurați de voi înși vă, să aveți încredere în voi și în deciziile voastre, să fiți puternici, să lucrați cu partea sa interioară și să aveți curajul de a renunța, de a pleca, deși aparent aveați totul la aceste cupe pline care vă țin legați de Uh, o viață tristă, o viață dureroasă, o viață uh, nesigură și să mergeți către nou, fie că este de voi din punct de vedere profesional, fie că este din punct de vedere sentimental, aveți șansă să vă schimbați viața în această lună februarie de voi depinde foarte frumoasă citirea pentru voi, nu știu toate zodiile care le-am făcut acum pentru februarie, a fost aur și gemeni, că sunt un pic în întârziere, dar încerc să le acopăr pe toate și voi dragii mei lei aveți o lună februarie miraculoasă Da. Uh, este luna deciziilor, este o lună puternică, este o lună e fix, cum vreți voi, lucrurile se mișcă bine pentru voi, chiar dacă aparent nu, de voi depinde uh, să acceptați. o noutatea și schimbarea, adică să vă fie bine, ori rămâneți în vechiul dumneavoastră tipar de viață sau comportament și rămâneți deocamdată blocați în aceea situație în care erați. Dacă vă place de mine, de instalările mele, de comunitatea mea și vreți să faceți parte din ea, abonați-vă, este absolut gratuit. Apăsați și clopoțelul ca să primiți cât mai repede citirile mele. Comentați dacă rezonați cu citirea mea, mi-ar plăcea foarte mult să primeți feedback-uri de la voi, mă încânt de fiecare când primesc câte un mesaj, abia aștept să-l văd și să răspund la el, chiar dacă este pozitiv sau negativ. Eu sunt dispusă să îmbunătățesc citirile și în funcție de comunitatea mea. Dacă, bineînțeles, vreți să apreciați să distribuiți, m-ar bucura foarte mult pentru că citirile mele ajung astfel mai repede și la alții care au nevoie de ele. Și dacă vă permiteți financiar și doriți să puteți să apreciați munca mea, apăsați butonul de mulțumiri unde sunt mici sume pe care le puteți dona în semn de recunoștință, dacă vreți, bineînțeles. Vă aștept la următoarele mele etalări. Până atunci, dragii mei, vă doresc să aveți grijă de voi să aveți o lună cât mai plină și mare, mare curaj să vedeți ce decizii luați. Plină de iubire, vă iubesc, dragii mei, papa! Pa!